Mamă, că exorbitant, că ce-i cu prețurile astea la francize, voi sunteți nebuni. Salut frumoșilor, astăzi vorbim despre ce înseamnă o franciză. Pentru că am primit de foarte multe ori întrebarea asta și o să fac diferența cu ce este un startup. O franciză practic este un concept foarte bine pus la punct și validat ca și afacere în societate. Adică a devenit profitabil, a învățat să se servească clienții și poți să pui proiectul respectiv oriunde pe hartă, într-o țară sau toată lumea. Cel mai bun exemplu este McDonald's, bineînțeles, de prin anii 50, când a început să se extindă ca și franciză, a avut mari probleme până să vină Ray Kroc la implementarea regulilor către francizați. Atunci când nu ai un sistem bine pus la punct, pe care poți să-l dai unui francizat, ca el să vadă toate problemele acolo și toate rezolvările, practic cu manuale de proceduri, pentru că în timp ce te chinuiai să validezi conceptul, trebuia să vezi ce probleme apăreau, să le notezi și să pui soluțiile direct pe foaie. Asta se întâmplă când dai franciza mai departe unui francizat. McDonald's a avut la început probleme până a venit Ray Kroc ca să pună la punct tot sistemul. E, ca tu să poți să pui pe hartă mai multe locații de ale tale, cum a fost McDonald's în America, practic toate locațiile alea trebuia să aibă același specific, aceleași produse, aceleași proceduri, aceeași interacțiune cu clienții, conceptul să arate la fel, cu mici modificări în funcție de ce se consuma într-o piață respectivă. De exemplu, McDonald's în India are și chestii care țin de mâncarea indiană. McDonald's în România a avut McMici, adică știți și voi chestiile astea, însă restul toate sunt la fel. Și dacă mergi oriunde în lumea asta, în Hong Kong, în New York, București, Moscova, dacă mergi la un McDonald's și ceri Big Mac, este clar că primești același lucru. Deci trebuie să ofere constanță ca un client, dacă merge în alt oraș din lumea asta, să știe că va primi exact același lucru. Așa funcționează francizele. Cel mai bun exemplu este o mașină. Dacă tu vrei o mașină, nu te duci să o faci de nebun singur. Te duci și o cumperi gata făcută. Are roți, are volan, are caroserie, diferă bineînțeles față de alte modele, însă ai luat-o și ai început să o conduci. Asta vrei cu o franciză, o afacere care să funcționeze din prima, să meargă, să poți să o conduci. Altfel, dacă va trebui să o construiești tu, vei avea numai probleme și îți va lua o veșnicie. Ce este startup-ul? Este exact ce am zis înainte de franciză. Înainte să ajungi la maturitate cu o afacere, practic tu încă testezi, încă vezi ce merge cu clienții, cu angajații, nu ai nimic pus la punct. Ai furnizori instabili, nu sunt aceiași, îi tot schimbi. Că găsești o ofertă mai bună la altul. Practic tu ești în procesul de validare a afacerii. Startup-ul poate ajunge la maturitate. Dacă este scalabil, poate fi francizat. Dacă nu, poate fi deschis în mai puține orașe. Nu este la fel de scalabil ca un McDonald's sau o cafenea, de exemplu. Depinde de business. Însă să zicem că dacă vrei să o transformi în franciză, tu trebuie să validezi practic startup-ul ăsta. Practic să replici magazinul în alte orașe. Ca și cum ai construi o mașină și ai replica-o în serie. Diferența dintre un startup și o franciză ajunsă la maturitate, practic, ca și concept, este că un startup încă trebuie să testeze produsele, locația respectivă, oamenii, clienții, ofertele, strategiile de marketing, furnizorii și poate dura liniștit între 1 și 5 ani. Cunosc startup-uri care încă sunt în al 10-lea an și nu se pot extinde pur și simplu. Pentru că nu ai ajuns încă în punctul în care, băi, să zic, am toate resursele, astea sunt, pot să merg mai departe și cu resursele astea, adică furnizorii, de exemplu, poți să faci un deal cu ei. Deci, bă, uite, mai vreau să deschid încă 30 de magazinași în toată țara. Fă-mi un preț pe rețea de franciză. Adică, dacă noi ar trebui să luăm mobilă pentru cafenelele noastre, am vorbit cu un furnizor, băi, uite câte vrem să facem. Care e prețul? Că nu e același ca la una singură. Iar la o franciză, conceptul fiind validat deja, ai mult mai multe șanse să o duci de succes, afacerea respectivă. Dacă la un startup ai 80% șanse să dai faliment în primii 2 ani de zile, la o franciză ai 80% șanse să reușești în primii 2 ani de zile. Se inversează practic proporțiile. Am auzit oameni care vedeau proiectul de franciză și vreau să se bage în așa ceva până au văzut prețul. Mamă, că exorbitant, că ce-i cu prețurile astea la franciză, voi sunteți nebuni. Hai să vă zic ceva, chestia asta este un mit. Am lucrat numai ca și startup și Bubble Waffles și Take 5 Coffee. Încă ne chinuim, dar o să lansăm franciza Bubble Waffles. Și o să vrem să luăm și noi mai multe francize, pe Constanța, pe România și am văzut exact de ce se dau banii ăștia mulți oarecum. Să vă dau un exemplu, la Lupoaică, prima locație, noi am investit prima oară 20.000 de euro acolo. După capul nostru am făcut tot. Și am și mobila, și mobilarul, și proiectul de arhitectură cu un băiat prieten al nostru care era începător, cu o echipă de meseriași începătoare, doar ca să ajungem să putem să construim cu banii ăștia 20.000 de euro. E, un an și ceva mai târziu, practic a trebuit să înlocuim tot. Pentru că fluxul nu era bun, mobila s-a deteriorat, echipamentele picau, că nu știam, pur și simplu, nu aveam experiență, nu aveam pe cineva să ne zică, bă, ăsta e echipament bun, că uite, eu am lucrat cu el. Ăsta e mobilar bun că am lucrat cu el. Nu, pur și simplu i-am ales după capetele noastre.
Așa că după un an jumate mai târziu ar trebui să reinvestim încă 15.000 de euro. Practic am ajuns la 35.000 de euro și nu mai zic de aparatură consumată aiurea. Și producția care nu era una eficientă până să luăm echipamentele celelalte mai bune. Deci practic am ajuns la investiție dublă. Și eu ziceam la fel că mă uitam la o franciză. Bă, dar de ce să așa mulți bani? Pentru că nu luam în calcul eu personal foarte multe lucruri. Iar apoi când m-am confruntat cu ele, am zis, bă, ok, o franciză este mai ieftină decât un startup, clar. O franciză are deja contracte cu furnizori, care are prețuri mai bune decât dacă te-ai duce tu singur de nebun, cum am făcut eu și cu asociatul meu, să zicem, bă, mobilarule, hai să ne faci și nouă asta. Ok, ăsta e prețul de listă. O franciză deja are negociate prețurile alea. Pe echipamente, și pe mobilă, și pe design interior, și pe produse inclusiv. Decât dacă mergi tu singur și negociezi tu acolo, ca și element singular, practic, al unei afaceri. Nu ai cum să obții prețuri mai bune, este imposibil. Cu ce beneficii mai vine o franciză? Îți oferă, practic, o constanță a conceptului. Noi, personal, am deschis, 7 cafenele și 2 bubble waffles. Au foarte puține elemente similare una cu cealaltă. Și este o problemă oarecum. Trebuia să facem totul aproximativ la fel. Franciza deja știe chestia asta. Au un arhitect de brand care face locațiile în aceeași manieră sau cel puțin elementele de branding rămân acolo. Iar clienții știu clar că au intrat în conceptul respectiv. Dacă nu, riști să nu ai credibilitate. Oh, stai puțin, că ăștia aveau parcă alte chestii. Aveau gresie altfel, parcă aveau pereți altfel și o problemă pentru percepția clientului, care e psihologică, nici măcar ei nu știu. Franciza vine deja cu toate problemele alea soluționate. Orice problemă ai întâlnit și te-a costat bani cum am pățit noi, era deja o soluție undeva și nu te costa nimic. Franciza vine cu proceduri pentru angajați, pentru manager, pentru furnizori, un sistem de gestiune. Franciza cumpărând totul la grămadă, practic angro, de la furnizorii respectivi și ție trimițându-ți la același preț, obții practic un preț mai bun pe produse. Versus cum ai face tu pe startup. La fel am pățit și noi, luam la niște prețuri de ne durea capul când am văzut de după aia realitatea. Franciza vrea să faci bani, pentru că dacă tu nu faci bani, franciza nu o să facă bani și nici ei nu o să fie profitabili. Și nu le convine chestia asta. Deci nu sunt acolo doar să-ți vândă o franciză, trebuie să fie cu tine alături pe 5 ani de zile sau cât semnezi contractul. M-am interesat deja la câteva francize și am văzut exact ce se întâmplă acolo. Nu e ca și cum îți vând un produs și după aia gata. Franciza vine cu o rețea de antreprenori cu care te poți sfătui. Nu te mai duci la mama și la tata sau la prieteni să-i întrebi despre business și niciunul nu face business. Că și asta e o problemă foarte mare, de aia se ajung și la foarte multe falimente în primii 2 ani de zile. Nu ai de unde să ții informații. Practic aici este o comunitate unită de antreprenori. Oameni care fac același lucru, aceeași meserie. E mult mai multă șansă de câștig și de succes pe termen lung. Când vrei să iei și a doua, și a treia, și a patra franciză, practic să dezvolți franciza în orașul tău sau în țara ta, de exemplu, pentru un master franchise, compania mamă trebuie să-ți vină în ajutor pentru că este interesul lor, în primul rând, ca tu să devii profitabil, pentru că altfel nu poți să le plătești lor redevențele lunare. Te ajută la strategia de marketing, la alegerea spațiului în imobiliare, inclusiv o prospecțiune de piață, la negocieri, la proiectul de arhitectură pe brand, strict pe brand, pe care tu nu poți să-l faci, nici eu n-am putut să-l fac. Și vine cu produse noi, testate și validate. Nu trebuie să faci tu producția aia ca după aia să arunci, că am pățit de foarte multe ori să aruncăm pur și simplu produse pentru că le-am testat noi și am pierdut foarte mulți bani din cauza asta. Cei de la francize vor testa mereu la locația lor principală, cum ar trebui să avem și noi una, vor testa produse noi și le vor implementa de-abia după ce au funcționat și au avut succes în comunitatea de clienți. Acest vlog va fi din două părți. Asta este partea 1 în care vom clarifica ce este franciza, ce este startup-ul și ce beneficii au una cealaltă. În partea a doua vă pregătesc practic și cifrele ca să vedeți ce înseamnă o taxă de franciză și cât costă, ce înseamnă redevențe lunare, ce înseamnă contribuție la marketing, ce alte taxe mai sunt acolo, care este o investiție inițială și în ce se împarte ea pe categorii. Și voi face, bineînțeles, analogie cu un startup care consumă foarte mulți bani versus o franciză care are toate cifrele astea puse la punct și le poți vedea din prima. Procesul de a deveni antreprenor este mult mai ușor printr-o franciză. Deci, pe data viitoare, frumoșilor, v-am pupat!